Salut! Sunt Elena și Marius. Astăzi vrem să vă punem o întrebare. Cu cine vrei tu să îți petreci Crăciunul? Da, chiar așa, Elena, cu cine vrei tu să-ți petreci Crăciunul? Eu aș vrea să-mi petrec Crăciunul cu o persoană de caracter. Foarte interesant. Dar cum arată o persoană de caracter? Cineva care nu minte, nu bârfește, nu își bate joc, se gândește și la alții, nu este egoist și invidios, îți acordă ajutorul la timp când ai nevoie, nu se umflă de mândrie, nu are interese ascunse. Biblia ne-l prezintă pe Iosif, tatăl pământesc al Domnului Iisus, ca fiind un om de caracter. Dar să ne aducem aminte de istoria nașterii Domnului Iisus. Au fost doi tineri care se iubeau foarte mult și la un moment dat ei s-au logodit. Numele lor era Iosif și Maria. Iosif este băiat deștept și nu își ține ochii închiși, chiar dacă este îndrăgostit. El a descoperit că Maria, logodnica lui, este însărcinată, lucru foarte ciudat pentru el, deoarece el nu locuia cu Maria. În acea perioadă, dar chiar și în zilele noastre, este o rușine ca o femeie să fie însărcinată înainte de nuntă. Dar Iosif este un om bun și are un plan care să nu facă de rușine pe Maria. Dar Dumnezeu intervine și nu îl lasă pe Iosif să-și ducă la îndeplinire planul. Dumnezeu îi apare în vis și îi spune: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu are un plan mult mai bun pentru Iosif. Planul A al lui Iosif nu s-a împlinit. Nu era un plan bun. Așa că Dumnezeu a venit cu un plan B. De multe ori, planurile noastre nu sunt după voia Domnului și nu-l putem duce la îndeplinire. Dar Iosif ascultă indicațiile precise de la Domnul și face exact după cum îi se spune. O ia pe Maria de soție, iar copilul lui născut îi pune numele Iisus. Iosif are un caracter înalt. El tace și servește prompt pe Domnul. El nu cere niciodată explicații. Credința nu are nevoie de explicații. El înțelege că și-a îndeplinit menirea de a îngriji pe Maria și pe prunc. Dacă Iosif nu ar fi avut un caracter înalt, Maria risca să fie omorâtă cu pietre și Dumnezeu ar fi ales pe altul căruia să-i dea binecuvântarea. Pe termen lung, caracterul este decisiv pentru destinul unui om. După o perioadă de timp, aproape 2 ani, vin niște magi care îl caută pe Iisus. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. L-au căutat pe prunc la palat, dar când a auzit Irod, s-a tulburat și a tulburat tot Ierusalimul. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul.
în Betleemul din Iudeea. I-au răspuns ei: căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă și cercetați cu diamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri: aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Din nou, Domnul vorbește lui Iosif și îi spune să ia copilul și pe Maria și să plece în Egipt, pentru că Dumnezeu știa ce avea să facă Irod. Irod, în nebunia lui și în nervii lui, avea să omoare toți copiii mai mici de 2 ani. Vă dați seama ce monstruozitate a putut să facă acest împărat. Dar Dumnezeu are milă de pruncul Iisus și de familia lui și îi spune lui Iosif să plece în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Iosif este foarte abordabil de către Dumnezeu și se lasă călăuzit de el. Și știți de ce? Pentru că el întotdeauna ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Formează-ți un caracter înalt pentru Domnul, uitându-te la Iosif. Ține ochii deschiși. Fii bun și curat la inimă și nu-ți dori să-i faci de rușine pe cei din jurul tău. Ascultă în primul rând de Domnul, chiar dacă nu ți se realizează planurile personale. Taci și servește pe Domnul, fără comentarii. Lasă-L pe Dumnezeu să te abordeze și să te călăuzească. Fii și tu ca Iosif, formează-ți un caracter înalt. De sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, începe să privești în oglindă și să vezi ce trebuie schimbat în caracterul tău. Domnul să te ajute să ai un caracter plăcut care să aducă slavă Domnului. Vă dorim ca sărbătoarea nașterii Domnului Iisus să vă aducă pace și bucurie. Nu uita, caracterul tău contează!